Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Continuăm subiectul bisericilor și astăzi vom vorbi despre biserici lumești. Cum spuneam și în episodul trecut, Dumnezeu a intenționat și intenționează să-și formeze o biserică, să-și formeze un popor care să fie al Lui. El să fie Dumnezeul nostru și noi poporul Lui. Și am văzut că, și vom vedea și în episodul acesta, că oamenii s-au interpus ei între Dumnezeu și ceilalți oameni. A apărut omul care este atât de păcătos, care este atât de neînsemnat, care face atât de multe probleme și omul este carne păcătoasă, are minte păcătoasă și omul firesc este condus nu de Dumnezeu, ci de Duhul celui rău. Cel rău s-a băgat și el și duce în rătăcire pe cei mai apri susținători ai credinței, care sunt conviși că vor fi mântuiți, dar Domnul le va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Nu o și ține în zice, Doamne, Doamne, va vedea împărăția celor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Pentru că biserica lui Dumnezeu, familia Domnului nostru Iisus Hristos, zice că acela, zice, cine sunt frații mei și mama mea? Căci orice cine face voia Tatălui meu care este în cer, acela mi este frate, soră, mamă, familie, biserică. Da. Biserici lumești. Domnul Iisus a vrut să facă o biserică, al cărei cap să fie El însuși, și oamenii au creat și ei bisericile lor. Au pus ei împărați de ei lor, au pus oameni, conducători. Acestea sunt biserici lumești. Toate bisericile de pe fața Pământului, din păcate, am cercetat și am văzut că toate sunt biserici lumești. E adevărat că unele sunt pe un nivel mai mare sau mai mic de înțelegere a Sfintelor Scripturi, al caracterului Dumnezeu, dar au o doză mare de o travă de minciună și de trăire ocultă, aș putea spune. Biserici lumești. Omul are nevoie de Dumnezeu. Orice ființă de pe fața pământului, fie nelegiuit, fie om sincer care îl caută pe Dumnezeu, are nevoie de Dumnezeu. Și se apucă și îl caută. Și unde îl găsește? Din păcate, mulți ajung pe o pistă greșită în căutarea lui Dumnezeu. Biblia, Evanghelia, cele 10 porunci, Noul Testament, acestea sunt locurile sau locul în care îl poți găsi pe Hristos, luminat de Duhul lui Dumnezeu, cu smerenie, cu umilință, îl poți găsi pe Hristos și atunci când l-ai găsit pe Hristos, atunci ai găsit adevărata biserică. Atunci când ai găsit adevăratul cap, atunci ai găsit adevărata biserică. Pentru că cine are adevăratul cap, care este Hristos, acela face parte din adevărata biserică, cel care ascultă de adevăratul cap. Efeseni 4 cu 14-15. Ca să nu mai fim prunci, plutind încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură, de orice vânt de al bisericilor, de orice vânt denominațional, prin înșelăciunea oamenilor, prin abilitatea lor șireată, oameni, adică prezbiteri, enoriași simplu sau diacon sau pastor sau preot sau profesor sau conferențiar sau doctorat în teologie, dar cine îl poate să-și dea doctoratul în cunoașterea lui Dumnezeu? Că asta înseamnă teologie. Prin înșelăciunea oamenilor, prin abilitatea lor șireată, prin care așteaptă să înșele, ci spunând adevărul în dragoste, dragostea e roada Duhului, după roada îi veți cunoaște, dacă au dragoste, să creștem în toate privințele în El care este capul Hristos. În El care este capul Hristos. Aceasta este adevărata biserică a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă facă să vă pierdeți premiul, se consemnează în Coloseni 2 cu 18-19, amestecându-se în cele, făcându-și voia lui însuși în smerenie și închinare la îngeri. Amestecându-se în cele pe care nu le-a văzut, îngânfat, zadarnic, prin mintea sa carnală și neținându-se strâns de capul, din care tot trupul, trupul e biserica, formată din mădulare care compun biserica. Fiecare dintre noi, ca indivizi, avem
Suntem un mădular în Biserica lui Hristos, din care tot trupul hrănit cu hrana biblică, spirituală, și strâns unit prin încheieturi și legături, crește cu creșterea de la Dumnezeu. Ni se poruncește în Coloseni 2 cu 18 și 19 să ne ținem strâns de capul. Și capul este Hristos și nimeni altul. Este vreo biserică pe fața Pământului care are ca prim manual de studiu Sfânta Scriptură? Este vreo biserică pe fața Pământului care este condusă în totalitate de capul care este Hristos? Este vreo biserică care răspunde da și amin, care ascultă de cap, indiferent dacă are daruri spirituale diferite, unul fie mână, altul picior, altul inimă, altul plămân, altul limbă, altul ureche, altul ochi, altul piele, altul degete. Este vreunul care se lasă în totalitate condus de cap de Hristos? După ce putem să cunoaștem adevărata biserică, de bisericile lumești, de bisericile false care sunt pe pământul acesta? Avem câteva lucruri vizibile după care ne-am putea da seama, până și cei nelegiuiți îți dă seama dacă o biserică este adevărată sau falsă, pentru că ei îl urăsc pe Dumnezeu, ei nu respectă legea lui Dumnezeu, ei nu ascultă de Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu i-a vizitat și pe ei. Au și ei o conștiință de care nu ascultă. Și ei în conștiința lor au reperul sigur, au dreptarul sigur, cam cum ar trebui să arate un credincios. Cam cum ar trebui să arate stilul de viață a unui credincios. Cam cum ar trebui să arate suma credincioșilor care se adună într-o așa zisă biserică, care de fapt e club și nimic mai mult, club de întâlnire, atât sunt bisericile de astăzi. Cam cum ar trebui? Și cei nelegiuiți sunt vizitați de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a spus în conștiința lor cam cum trebuie să arate o biserică și ce stil de viață și cum trebuie să trăiască, atât ca individ cât și ca adunare. Și ei îl bajocoresc pe Dumnezeu pentru că spun: ăia credincioși, mă, lasă-mă că i-am văzut, ăia sunt tot ca noi, mă. Doar că vorbesc de Dumnezeu, dar de făcut face tot ce facem noi. Dar cuvântul zice: ferice de cine zice și face, nu numai zice. După ce cunoaștem că o biserică are ca și cap pe Hristos, păi cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar: cine mă iubește, zice capul, cine mă iubește, păzește poruncile mele, zice Hristos. Capul acesta este un cap de carne omenesc, dar capul acesta trebuie să asculte de adevăratul cap care e Hristos, pentru că el este dus în eroare, e supus păcatului. După ce cunoaștem că un om, un individ sau o biserică este condusă de capul care este Hristos, după faptul că mădularele care sunt indivizii ascultă de cap. Și cum ne putem da seama că aceste mădulare ascultă de cap și că acea biserică este dumnezeiască și nu e lumească? După porunci. Cele 10 porunci care sunt disipate în viața noastră de zi cu zi. Și am luat aici câteva exemple. O biserică care nu ține sabatul zilei a șaptea, pe care l-a poruncit Domnul Iisus Hristos, e o biserică lumească. Nu face parte din biserica lui Dumnezeu. O biserică care vine și spune că sunt trei Dumnezei băgați într-unul singur, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, păi ori e unul, ori sunt trei. Aia e o biserică lumească. E un individ lumesc și o biserică lumească. Și suma acelor indivizi sunt lumești. Nu e biserica lui Dumnezeu. Nu ascultă de cap. Pentru că capul spune că e un singur Dumnezeu, nu trei. O biserică care nu are milă, nu are smerenie, umilință, nu iartă, nu iubește simplitatea și aleargă după bogății, după avere. Vezi la ușa, la poarta lor adunate numai mașini străine, numai mașini scumpe, au case scumpe, își dă copiii la facultățile lumii. Se îmbracă cu fustă scurtă, cu pantaloni strânși pe corp în timpul săptămânii, dacă e femeie. În loc să se poartă femeiește, se poartă bărbătește cu pantaloni.
ai o biserică lumească. Nu e biserica rămășiței. O biserică care mai bea câte o țuiculiță, care mai bea câte o cafea, poate câte unul mai și fumează, deși cu fumul e problemă că îl miroase. O biserică care are televizor și se uită la televizor. Știm că la televizor se mai spune și diavolul cu coada în priză. Nu e biserica rămășiței, e biserică lumească. O biserică compusă din oameni care merg la ștrand, în slip, în văzul lumii, care încă mai mănâncă alimente de origine animale, lapte, brânză, carne, ouă. Când Geneza 1 cu 29 ne spune fructe, legume, cereale și nuci, orice pom care face sămânță și care în el rost cu sămânță. Nu e o biserică și nu e un individ și nu e o biserică dumnezeiască, e o biserică lumească. Nu e capul cel care conduce acolo. O biserică care mănâncă carne de porc, care mănâncă carne afumată, cașcavel afumat, zahăr, muștar, care merge la teatru, care merge la filme, care merge la meciuri de fotbal, la întreceri sportive, aia este o biserică lumească. Nu e biserica rămășiței, nu ascultă de cap, nu îl are ca și cap pe Hristos. Pentru că spune, ci supunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în El, care este capul Hristos. Cum crești tu în El, în Hristos, care e capul, și cum ești tu condus de Hristos când Hristos ți-a poruncit să nu te duci la meciuri de fotbal? Să nu te duci la ștrand? Ce cauți acolo? Ești tu biserica lui Dumnezeu? Nu, ești biserica lumească. Chiar dacă la sfârșit de săptămână îți ador conștiința cu participarea la un serviciu de acolo. O biserică care face pomenii în ideea că mai mănâncă morții, care nu respectă cele 10 porunci, care practică mândria, egoismul, invidia, lăcomia, materialismul, care practică bârfa, lăudăroșia, zgârcenia, egoismul, care dă copiii la școlile lumii și nu la școala lui Hristos, unde Hristos este singurul profesor și învățător. Aia e o biserică lumească. O biserică care apelează la poliție și la tribunal atunci când este nedreptățită, atât ca individ cât și ca grup, în loc să apeleze să facă dreptate Domnul Iisus Hristos, că El e cel care împarte dreptate. Nu tribunalul, nu poliția, ce să cauți acolo? Poliția e pentru lume, tribunalul e pentru lume, nu pentru noi credincioși. Aia nu e biserica lui Dumnezeu. Aia e biserică lumească. Aia e condusă direct de satana, nu de capul care este Hristos. Îmbrăcămite strânsă pe corp, culori țipătoare, păr lucios și coafat, sprâncene lucrate, pantofi lungi cu vârful ascuțit, femei cu tocuri ascuțite, cu pantaloni în timpul săptămânii. Ce femeie ești tu de credincioasă care porți pantaloni în timpul săptămânii și la adunare vii în fustă? Nu cumva e fariseism? Nu cumva ai două fețe sau chiar mai multe? Acea biserică, îmi pare rău, dar nu l-are cap pe Hristos. E o biserică lumească. O biserică care locuiește în orașe și în sate aglomerate, când Domne Dumnezeu, capul care este Hristos, a spus, ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, ieșiți din mijlocul haldeilor. Îl are biserica aia cap ca pe Hristos? E ea adevărata biserică? Nu e. Nu este. Aia e biserică lumească. Nu l-are cap pe Hristos. Și dacă nu l-are cap pe Hristos, pe cine l-are cap? Pe Dumnezeu veacului acestea, pe cel rău. O biserică care nu iubește vrăjmașii, care nu se împotrivește celui, care se împotrivește celui ce face rău, care merge după bani mai mulți în țări străine,
Nu îi ajung 15-20 de milioane în România. Se duce după 150-200 de milioane în alte țări. Iar aia Biserica lui Hristos? Păi Hristos n-avea capul pe ce să, n-avea perne pe ce să-și plece capul. Ucenicii erau bătuți și n-aveau, și-au lăsat case, tot, avere, soții, copii care nu i-au urmat. Păi cum, seamănă aia cu Biserica Apostolică, cu Biserica lui Hristos? Îl are Biserica aia pe Hristos care se duce în țări bogate ca să câștige mai mulți bani, ca să-și facă confort, ca să dea copiii la facultățile lumii, ca să aibă meserii cât mai confortabile și mai bine plătite? Aia e Biserica lui Hristos? Niciodată. Aia e biserică lumească, fraților. Oamenii aceia se duc la adunare, la cluburi și mai citesc așa din când în când pe Biblie doar pentru viața de aici, pentru că ei, prin fapte, arată că îl tăgăduiesc pe Dumnezeu. Au o formă de evlavie, cum spune Sfânta Scriptură, dar îi tăgăduiesc puterea. Aia nu e Biserica lui Hristos. Aia nu e Biserica lui Hristos care are pastor, pentru că singurul pastor e păstorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Și încă păstori plătiți cu salariu stabil ca la serviciile lumii. Aia nu e Biserica lui Hristos. Acea biserică care are oameni plătiți ca să-i predice, e biserică lumească. Biserica aceea care se duce la fiecare sfârșit de săptămână la adunare, care vine acasă și mănâncă și se culcă și se plimbă. Aia nu e Biserica lui Hristos, pentru că Biserica lui Hristos este Biserica Apostolică. Apostolii se duceau și vesteau Evanghelia pe tot pământul, din sat în sat, din casă în casă. Ei nu aveau serviciul nici la patron, nici la stat, nici la niciun mai mare de-al lor. Nu depindeau de program, nu aveau șefi omenești. Ei ascultau de porunca, mergi și tu în via mea și vei primi ce va fi cu dreptul. Care e serviciul din care să ne câștigăm existența? Via lui Dumnezeu. Care e via lui Dumnezeu? Vestirea Evangheliei. Dar poți să vestești Evanghelia dacă tu nu o trăiești? Dacă tu te-ai secularizat și toată viața te duci, ai făcut potecă la aceeași biserică. Biserica aia, cărămizile alea, au ele ceva în plus acolo. Pastorul ăla care are o diplomă obținută într-un institut în care nu se predică adevărul sau se predică în foarte mică măsură adevărul și mai mult minciuni și ascult de el și nu mai studiezi și te bazezi pe ce spune el și te hrănești cu hrana pe care ți-a amestecat-o el în propria gură. Aia e Biserica lui Hristos? Nu! Iubiți frați și surori, aia e biserică lumească. Aia e biserică pentru aici și acum. E o biserică terestră. E o biserică care servește interesele de aici. Pentru că acel pastor, acel preot, acel popă, să zice, că preot e unul singur, e Domnul nostru Iisus Hristos. Ăla mormântează, ăla predică, ăla ia zecimea, ăla botează, ăla cunună tinerii care se căsătoresc, ăla vizitează familii. Ăla e om plătit. Dar ce spune Sfânta Scriptură? Pentru că păstorul care este plătit nu-i pasă de oi, pentru că e plătit. Dar noi avem un păstor, păstorul cel bun, care nu e plătit de nimeni și care ne dă învățături fără bani și fără plată. El ne dă și învățături, El ne dă și lumină, aer, fără bani și fără plată. Ne dă căldură fără bani și fără plată. Ne dă răcoare fără bani și fără plată. Ne dă ploaie fără bani și fără plată. Dar tu vii și predici la amvon și spui că îl reprezinți pe Hristos pentru că ai o facultate la facultățile lumii aceștia? Ești plătit special pentru așa ceva? Și spui că tu spui adevărul, dar tu nu spui adevărul. Pentru că tu nu te-ai răstignit pentru tine, pentru mine. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac un lucru și tu îmi spui să fac alt lucru, de cine să ascult? De Domnul Iisus Hristos care s-a răstignit pentru mine sau de tine? Pentru că dacă nu fac ca tine, tu mă excluzi, așa cum m-ai exclus pe mine. Pentru că n-am ascultat de tine, de doctrina ta. Se cuvine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Bisericile de astăzi vor decade și mai mult, bisericile lumești.
Au intrat în bisericile de astăzi fel și fel de festivaluri. Toate sunt orientate în direcția ca enoriașii să se simtă cât mai bine, să se distreze cât mai bine, să se mângâie cât mai mult, că sunt pe calea cea bună. S-a introdus, ca să gâdele orgolul femeilor, s-a introdus ziua femeii. Se vorbește, se preamărește femeia, se preamărește feminismul, se preamărește alergarea după bani, sunt apreciați și sunt aleși în funcții bisericești oamenii cei mai bogați, nu cei mai săraci. Dar Domnul Iisus a spus că Evanghelia este vestită săracilor, nu bogaților, că bogații nu ascult. Bisericile lumești sunt angrenate în alergarea după bani, în faptul ca acești copii ai lor să facă facultățile lumii, școlile lumii, grădinițele lumii, chiar dacă poartă denumirea de teologice, dar sunt tot după criterii lumești și sunt recunoscute de lume. Și vin și spun după aceea că ei sunt singura biserică care au adevărul. Fals. Bisericile au primit adevăr pe diferite trepte, de-aia sunt atât de multe biserici. Că una a primit adevăr teoretic, nu practic. Practic niciuna nu trăiește. Dar din punct de vedere teoretic, una a primit mai mult, altul mai puțin și sunt pe diferite trepte. Sute de trepte pe care se află. Dar niciuna nu vrea să-și ducă sfințirea până la cap, nu vrea să primească adevărul până la cap. Până la limita suficientă pentru mântuirea noastră, pentru că Sfânta Scriptură are o linie generală. Și linia generală a Sfintei Scripturi este suficientă pentru mântuirea. Acesta este firul roșu și noi de Biblie și de Duhul lui Dumnezeu să ne legăm de Hristos, care este capul. În Sfânta Scriptură, luminată de Duhul Sfânt, îl găsim pe Hristos, nu în biserică unde predică pastorii prezbiterii aleși prin ridicare de mâini și plătiți cu banii lumii acestea. Nu. De ce să ascult eu de tine, păstorule sau prezbiturile, când poți să ascult direct de Dumnezeu? Ce cauți tu între mine și Dumnezeu? Ce cauți? Te-am pus eu, te-am ales eu? A, dacă te-am ales eu, da. Atunci eu nu vreau să-L văd pe Dumnezeu din cauza ta. Pentru că te-am ales pe tine, dacă sunt creștin nesincer. Dar dacă sunt creștin autentic care vreau să fiu mântuit, eu te dau la o parte pe tine și am relație direct și personală cu Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu îmi spune să fac un lucru și tu îmi spui că nu e bun lucrul ăla, că nu, frate, trebuie așa și așa, și mi-l răstălmăcești tu, după cum admite organizația bisericească, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, atunci tu pentru ce ești plătit? Ca să interpretezi rău cuvântul lui Dumnezeu? Nu, mai bine lasă-mă să mă las condus direct de Dumnezeu, luminat de Duhul Sfânt. Sunt destul de mare, nu sunt copil de un an, de doi ani, ca să trăiesc sub epitropi, ca să întrebuiască un om vizibil ca să asculte Dumnezeu. Am crescut, n-am rămas mic, nu mă mai hrănesc cu lapte duhovnicesc, mă hrănesc cu hrană tare. Pentru că trăim în marea luptă, mai e puțin și vine Domnul Iisus Hristos și noi ce facem? Ne hrănim tot cu lapte, până când ne hrănim? Marea luptă nu se câștigă cu bebeluși și cu oameni maturi în credință care se hrănesc cu hrană tare. Nici o biserică de pe fața pământului aflată pe strada cutare, în orașul cutare sau în satul cutare, în județul cutare, nu este suficientă pentru mântuire. Vă îndrum, iubiți frați și surori, să-L căutați pe adevăratul Hristos care se găsește în Sfânta Biblie, în Sfânta Evanghelie. Dar nu puteți putea să-L găsiți nici în Evanghelie, pentru că mulți vor muri cu Evanghelia în mână, voi muri veșnic, decât numai dacă sunteți luminați de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu vă spune ce ai vrut, Doamne, să spui aici, ce ai vrut, Doamne, să spui aici și El te luminează. Dar Duhul lui Dumnezeu nu vine decât numai dacă o citești cu rugăciune, cu smerenie și cu umilință. Dacă o citești cu mândrie, cu fudulie, cu egoismul, cât casa în tine, nu o să o înțelegi. O să ai ochelarii egoismului, o să ai ochelarii mândriei și vei vedea lucrurile pe dos din Sfânta Scriptură. Le vei înțelege pe dos. Dacă într-un loc spune de 1500 de ori că sabatul este adevărata de ziua de odihnă și în două, trei locuri discutabile
se spune că parcă n-ar fi, că toate zilele sunt la fel și așa mai departe. Tu care ești creștin nesincer, care ești creștin lumesc, care vrei să trăiești bine doar în viața de aici și nu-ți trebuie împărăția lui Dumnezeu, pe care le vei crede? Pe alea 2-3 sau pe alea 1500? Pe alea 2-3. Și pe alea 2500 le vei da la gunoi, nu-ți convine. Mie nu trebuie astfel de prieteni. Mie nu trebuie astfel de frați. Eu vreau să merg cu mântuirea până la capăt, coste oricât ar costa. Da, frate Ioane, dar tu vorbești acum împotriva bisericilor. Păi le-a îngăduit Dumnezeu bisericile, le-a îngăduit. Fals! Dumnezeu a zis, biserica e formată din oameni care vestesc Evanghelia pe tot pământul și se află în mișcare. Ce a îngăduit Dumnezeu? N-a îngăduit Dumnezeu. Ce vrei, să le dărâme Dumnezeu? Vă lasă să credeți o minciună, pentru că asta vreți deja. N-a fost voia lui Dumnezeu să se construiască biserici pe străzile orașelor, pe ulițele satelor. N-a vrut. Domnul a vrut și vrea în continuare oamenii, dacă se adună, să se adună prin casele lor și să ducă să se vestească Evanghelia pe tot pământul și vor trăi din Evanghelie, pentru că Domnul va avea grijă de pâinea și de apa lor pentru ei și pentru familiile lor, și să vină să se viziteze unii cu alții acasă, să mai povestească ce lucrare a mai făcut fiecare în via lui Dumnezeu. Pentru astea sunt bune grupele alea care se adunau acasă pe timpul, zice, biserica din casa lui Stefana, biserica din casa lui Cutare, biserica din casa lui Cutare. Nu era biserică pe nicio stradă adunată mare acolo. Erau sinagogi, dar erau ale fariseilor, nu erau ale ucenicilor. Era templu, dar era templu... Fariseii erau șefi acolo, erau lideri, nu ucenici. Ucenicii au fost dați afară și din templu și de peste tot. De ce? Pentru că Domnul a îngăduit să fie dați afară ca să se ducă să viziteze și să le vorbească la oameni. Biserica lui Dumnezeu este în permanentă mișcare, într-o continuă mișcare, așa cum curge apa aia curgătoare la vale. Nu e apă stătătoare unde cresc broaște roioase și se împute acolo. Niciodată n-a vrut Dumnezeu să ne ducem toată viața la o singură biserică. Niciodată. Niciodată. Chiar și în cei 3 ani jumate, când ucenicii au făcut parte din școala lui Hristos, Domnul Iisus Hristos nu le-a făcut o biserică într-un oraș și să se adune tot timpul și să le vorbească adevărul acolo în zidurile alea. Nu, 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 nu. A fost cu ei într-o mișcare, într-o călătorie continuă. El vestea Evanghelia, el vorbea și ucenicii vedeau și îl întrebau. Era într-o mișcare, într-o mișcare. Asta vrea Domnul, să nu ne așezăm pe drojdile noastre nicio biserică făcută din cărămizi și din betoane și din sticlă. În niciun oraș și niciun sat. Pentru că vedem cum s-au secularizat. Cum s-au secularizat catolicii, cum s-au secularizat iudeii, cum s-au secularizat neoprotestanții, cum s-au secularizat adventiștii. Oricine se așează și nu circulă cu cuvântul din loc în loc, ăla va începe să creadă minciuni, va începe să intre certuri între oamenii acolo și Duhul Sfânt se va depărta de la ei. Se vor instituționaliza, vor face școli teologice, își vor pune doctrine și cine nu se încadrează în doctrina noastră nu este primit. Asta vor face. Asta a făcut diavolul și asta vrea să facă în continuare. Astea sunt bisericile lumești. Toate bisericile de pe fața pământului, inclusiv Biserica Adventistă, inclusiv Biserica Adventistă Reformistă, care au pretenția că au cel mai mare adevăr față de celelalte, și adevărat că au ceva adevăr mai mult decât alelalte, dar cu toții sunt lumești. Nu este suficientă nicio biserică pentru ca să te conducă spre împărăția cerurilor. Mă refer la doctrina și la învățăturile pe care ei le dau. Ca să nu mai vorbim de faptul că nici pe alea puține învățături care le dau, nici pe alea nu ne trăiesc. Și trăiesc tot în felul lui. Așa că vă îndrum cu toată căldura, iubiți frați și surori, care vreți să faceți parte din Biserica Rămășiței. Vă spun, Biserica Rămășiței nu o găsiți pe nicio stradă. Nu vă mai duceți la nicio biserică și țineți-vă credința pe cont propriu, ca așteptător al venirii Domnului independent.
ca apostol independent și aceasta este biserica. Unul e în România, altul în Japonia, altul în județul Prahova, altul prin județul Timiș. La Dumnezeu nu e problema distanțele geografice, pentru că luăm legătura prin Duhul. Acum au mai apărut și telefoanele acestea, ne rugăm unii pentru alții. Domnul e păstorul și el conduce biserica pe tot pământul. Nu trebuie să ne grupăm în grupările religioase. Grupările religioase au făcut numai rău cauzei și lucrărilor Dumnezeu. Nu au făcut niciodată bine. Dumnezeu i-a îngăduit până la o vreme, dar după aceea ei s-au secularizat și s-au depărtat de Dumnezeu. Și a zis să ne facem un nume, să ne punem o firmă la poartă, ca să zică lumea, ia uite bă cine e cu tare. Să-și facă un nume. Dar Dumnezeu scutură cuipul și zice, împrăștiați-vă. Nu îi mai împrăștie Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a depărtat de la ei. Zice, pentru că n-au iubit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, Dumnezeu a îngăduit ca ei să creadă o minciună. Și asta cred, minciună. Pentru că minciună, au cerut minciună vor. Dar biserica lui Dumnezeu, adevărata biserica lui Dumnezeu, care se lasă condusă de capul care este Hristos, este invizibilă, este pe toată fața pământului și dacă vezi câte un individ din membru, ca membru acestei biserici, îl vei cunoaște că este membru în biserica cerească după roade. Acel membru al bisericii cerești nu alergă după avere, nu alergă după facultăți, nu alergă după nume, nu se duce toată viața în același loc la o anumită biserică pe strada cutare. Nu se îmbracă cum se îmbracă lumea, nu mănâncă cum mănâncă lumea. Este plin de Duhul lui Dumnezeu. Nu pune preț pe viața de aici. Nu locuiește unde locuiește lumea la oraș. Nu crede minciunile pe care le crede lumea. Acesta este membru în adevărata biserică a lui Hristos. Vrei și tu să faci parte și să fii membru în adevărata biserică a lui Hristos, care nu se află pe nicio stradă și nu e făcută din cărămizi și din ciment, ci din pietre vii, și care îl are cap pe Hristos și care este plină de toată plinătatea lui Dumnezeu prin umblerea cu Duhul Sfânt? Vrei? Dacă vrei, atunci supune-te la această învățătură care este de origine strict biblică, evanghelică. Amin. Să luăm aminte la rugăciune. Îți mulțumim din tot sufletul, Tată Sfânt din ceruri, că Tu, Doamne, vrei să scoți poporul acesta din lume și să depărtezi lumea de poporul Tău ca să dispară cei nehotărâți, cei căldicei. Doamne, n-am cuvinte să-ți mulțumesc, din tot sufletul îți mulțumesc că mi-ai descoperit, Doamne, care e adevărata biserică și mi-ai pus în gură cuvintele Tale, Doamne, ca să duc această veste bună și la cei din jurul meu care vor să primească, Doamne. Care nu vor să primească, să nu primească. E problema lor, e alegerea lor. Dar, Doamne, fă ca poporul Tău să primească, Doamne, ca Tu să poți să vii liniștit și să facă parte, Doamne, din adevărata biserică care nu este făcută de mâini omenești, din ziduri, din cărămizi, care nu are păstori omenești și Te are pe Tine, Doamne, păstor. Fă, Doamne, să facă parte biserica Ta rămășiței și separă-i de lumea aceasta, Doamne. Separă-i, Tată Sfânt, și trimite-i ca să vestească Evanghelia. Poate o mai fi vreunul, un copil sincer de-al Tău, ca să fie atrasă în biserica Ta adevărată prin Domnul Iisus. Amin.